Bun găsit tuturor, plus pentru sănătate la Ardeal TV. Bun, a fost pandemie, dar deși ne bucurăm că s-a încheiat, rămân urme, urmări, luați-o cum doriți. Practic vom vorbi despre efecte negative post-COVID, apropo de dezvoltarea motorie a copiilor, adolescenților, pentru că știm cu toții, s-a stat în casă, școală online și așa mai departe. Invitatea mea, Cosmina Bolaș, kinetoterapeut. Mulțumesc că ai acceptat invitația, mare Cosmina, bine ai venit. Deci da, a fost, să spunem, haide și situația de avarie, poate și un lucru pozitiv, s-a mai dezvoltat partea aceasta. Bun, noi putem face emisiuni Skype, tot felul de metode, da, școală online, dar... Ne-am adaptat din mers. Toți. Dar pe partea faptului că n-au mai ieșit afară, nu s-au mai mișcat, a fost și perioada în care nu s-a putut deloc. Da. Este incredibil de văzut cât de multe efecte au apărut post-COVID. Abia acum ne dăm seama și vedem din cazuistica care apare zi de zi la cabinet că de mult, mulți adolescenți au suferit din cauza asta, din cauza învățământului online, din cauza faptului că au petrecut foarte mult timp static în fața calculatoarelor. Și urmările se văd în fiecare zi și acești copii încep să aibă suferințe din aceste motive. Bun, acum mai e ceva, observă părinții faptul că există probleme sau efectiv ajungem la copilul să-și dea seama că nu e, să sufere și să se plângă că ceva nu e în regulă? De cele mai multe ori observă părinții. Aici ne bucurăm că părinții sunt atenți, că își examinează copiii, că petrec mult timp împreună cu ei și văd că atitudinea lor nu este corectă, că aliniamentul corporal nu este cel dorit, că există disfuncții, că anumite mișcări nu se pot face normal, că copiii, efectiv, părinții vin și spun: păi copilul ăsta stă din ce în ce mai mult cocoșat, copilul ăsta stă cu bărbia băgată în piept, cu capul între umeri, copilul ăsta nu știe să alerge, mi se pare că se împiedică în picioare, și părinții vin și ne explică pe limba lor ceea ce văd la copii și de aici încolo pornește o examinare, o investigație, radiografii, trimiterea la specialiști, până când reușim să diagnosticăm niște deficiențe fizice, ca așa se numesc aceste probleme de dezvoltare care apar, se cheamă deficiențe fizice. Bun, e un semnal de alarmă, adică, nu știu, din ceea ce observ, a afectat, nu știu, era cineva care era predispus între copii sau e o chestie generală? Este un semnal de alarmă, un foarte mare semnal de alarmă. Copiii sunt predispuși, majoritatea am putea spune, cu cât suntem mai inactivi, cu atât se întâmplă niște lucruri, tonus muscular scade, pozițiile vicioase, stat într-o anumită poziție mai mult timp repetând zilnic aceeași poziție, până la urmă duce la niște atitudini vicioase și până la final se transformă în deficiențe fizice pe care, odată ce le diagnostichează specialiștii, trebuie început și corectat și recuperat partea de disfuncționalitate care se poate raporta la un segment corporal, la o anumită parte a corpului. Poate să se raporteze la membrele inferioare, la picioare, poate să fie legat de obezitate, ia în greutate și atunci apare un genunchi var care, oamele așa spun părinții, de fapt spun că își fracă picioarele deolaltă, pot să apară pe partea de torace, pot să apară scolioze sau că în momentul în care zice că stă cocoșat pot să apară o cifoscolioză. Și atunci trebuie să ne axăm pe corectarea acestor părți ale corpului, bineînțeles, după ce fac anumite radiografii, anumite investigații, vin de la medici cu diagnosticul deja pus și bineînțeles că este foarte grav. Dacă tot am adus în discuție
gravitatea acestor probleme. La început nu este grav, dar pe parcurs ce se ignoră această problemă și această activitate continuă să o facă copilul, să petreacă timp în fața calculatorului, a laptopului, a tabletei, a știu eu ce mai fac ei peste zi, această problemă se agravează și în timp poate să ducă la probleme destul de grave de sănătate, până la o disfuncție totală a zonei respective și putem să vorbim aici chiar despre o invaliditate, ceea ce nu neapărat spunem despre o persoană care ar fi în scaun cu rotile că este invalidă, putem să spunem și despre o anumită parte a corpului că o avem invalidă pentru că nu putem să facem anumite lucruri cu picioarele. Normale, altfel normale. Sau cu mâinile, să zic. Și atunci suntem invalizi funcționali și asta va duce mai târziu la scăderea capacității de efort a organismului și în momentul în care acești tineri se vor încadra în muncă, automat se va vedea o diferență și nu vor fi capabili să facă niște activități fizice normale în raport cu ceilalți de vârsta lor. Și atunci este foarte grav. Uite, eu mai vreau să te întreb ceva, pentru că ai pomenit cuvântul obezitate. Bun, faptul că s-a stat foarte mult în casă și nu s-a ieșit. Bun, e clar că s-a limitat mișcarea, s-a limitat sportul. A crescut numărul copiilor, adolescenților care da, a crescut obezi, unul da? Din cinci copii. Deci unul am ajuns la noi în România. Unul din cinci copii este obez. Wow. Și asta este deja foarte grav. Pentru că odată ce se acumulează un anumit număr de kilograme, acești copii, dacă nu se intervine, și aici vorbim despre o echipă, părinți, terapeuți, nutriționiști, care să fim alături de ei, acești copii cu siguranță vor fi niște adulți inactivi și bolnavi, bineînțeles. Incredibil. Bun, cum privesc părinții? Pentru că, știi, copilul meu se ducă bine, vechile, eu știu, lipsurile pe care le-am avut, lasă copilul meu să aibă și sunt puțin mai, nu așa, nu se alarmează de repede dacă ia puțin în greutate copilul. Că lasă, că are timp, că acum se dezvoltă, știi? Depinde și de părinți aici. Da. Fiecare ce-și dorește de la copilul lui și ce vrea să vadă, pentru că toți văd anumite lucruri, ce vrea să facă cu el și unde ce încercăm noi să implementăm copilului, ce stil de viață încercăm să implementăm, cum îl obișnuim cu obiceiurile din familie, cum suntem noi ca părinți, dacă suntem activi, dacă suntem adoptăm un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, este imposibil să nu vedem și atunci sigur cu multă muncă corectăm și putem să ajutăm acest copil și putem să îl ducem pe calea cea bună și cu multă muncă și cu seriozitate o să ajungă acolo unde își dorește, dar sunt din păcate și foarte mulți părinți care ignoră și așteaptă să se întâmple miracole și pun pe seama vârstei că sărăcuțul e inconștient, că e la o vârstă la care nu înțelege. Exact, asta, la și asta mă referam, mulți da. Din cauza faptului că sunt prea ocupați și activitățile zilnice le ocupă marea majoritatea timpului, nu dau importanță copiilor și de aici pornesc multe alte. Este ca și un lanțul slăbiciunilor, dăm vina pe școală, dăm vina pe profesor, dăm vina pe oricine altcineva, dar noi ca părinți avem un rol foarte important în dezvoltarea copilului, care copil trebuie să știe anumite lucruri de mic și trebuie să fie obișnuit cu anumite reguli de viață și stil de viață și alimentație și mișcare încă din primii ani de viață. Un copil care nu este conștient de aliniamentul său corporal, acel copil va avea o dezvoltare psihică defectuoasă. Deci de aici pornește. Un copil care își conștientizează anumite părți ale corpului și știe el, în raport cu alții, cum apare în societate, acela o să fie un copil psihic dezvoltat, sănătos. Dar un copil care la 10 ani, 12 ani, 14 ani, îi spui
vezi că ai ceva pe gamba stângă și el nu știe care, habar nu are care e gamba, habar nu are care e antebrațul, brațul sau partea dorsală a corpului, să nu mai spunem că asta deja sunt termeni mai grei, dar mulți nu știu, nu se pot raporta la nimic, practic. Nu se pot raporta la ei în raport cu spațiul în care trăiesc. Temporospațial, da. Sunt efectiv pierduți. Eu îi văd și zic, în stânga ta și nu știu să se întoarcă stânga, nu știu să se întoarcă dreapta, nu știu să execute anumite mișcări. Le spui, te rog să faci forșecări de picioare, nu știu ce înseamnă. Și multe alte chestii, dacă zici întoarce picioarele și ridică bazinul sau anumite chestii, nu rostogoliri, fă aia, fă aia, nu știu să le facă, sunt foarte, foarte deficitari și pe undeva e și rolul părinților, nu neapărat numai al profesorului de educație fizică, pentru că dacă tu vezi niște lucruri sau dacă tu te joci cu copilul ar trebui și să zici, le vezi. Vezi că ți-am aruncat mingea în spatele tău sau vezi că în stânga ta sau ai grijă că dacă cazi poate te lovești la gambă sau dacă tu comunici ca părinte mult și trebuie foarte mult timp petrecut cu copiii, acei copii vor încerca să îți urmeze exemplu și să te copieze și până la urmă tot ceva le rămâne în cap și până la urmă știu niște chestii care le pot învăța și din familie, nu neapărat numai de la... Da, de la specialist. Dar uite, eu mai vreau să întreb, pentru că, bun, am zis copii, da, uite, ajungem la adolescenți, adolescenții care ei știu... Acum toată lumea a trecut. Noi am trecut prin adolescență, da? Suntem cei mai tari, nu acceptăm sfatul, deci noi știm, suntem independenți. Bun, există adolescenți afectați și ei, pentru că la urma urmei am vorbit de copii până acum, dar ajunge și la adolescenți. Da, deci, aici cum e? Da, aici, deci cu cât se avansează cu vârsta, cu atât este mai grav, pentru că aceste deficiențe ar trebui normal început și muncit pe corectarea poziției, a musculaturii, încă din faza de atitudini, că nu sunt transformate în deficiențe. Când copilașii după 10 ani încep 9 ani, 10 ani, acum depinde că și vârsta s-a crescut, avem și copilași care vin la 6-7 ani cu scolioze, cu anumite probleme de deficiențe, care ceea ce se întâlneau după 10-12 ani, la pubertate, poți să zici, la 14 ani, la 16 ani. Dar cu cât trece timpul, cu atât este mai greu, pentru că se corectează mai greu, poate avem nevoie și de anumite dispozitive medicale, gen corsete pentru spate sau poate pentru picioare, de popuci adaptați sau taloneți sau alte chestii, și atunci sunt mai greu de purtat în adolescență, mai ales dacă este vorba despre fete, aici intervine și moda și... Exact. Ele se dezvoltă și nu mai vor să fie văzute în corsete de plastic și nu vor să le poarte și aici totul se ruinează în tratament, pentru că trebuie neapărat purtate aceste dispozitive medicale care ne ajută foarte mult pe lângă gimnastica medicală aferentă în corectarea și pe partea de în afara tratamentului, când sunt acasă și stau imobilizați în acele corsete pentru a corecta. Bun, uite, acum vreau, pentru că e vorba de efecte negative. Fete, băieți, iarăși, eu merg și pe acest drum. De ce? Pentru că totuși suntem unici fiecare, dar parcă fetele sunt mai plăpânde, dar în schimb ele se dezvoltă mai repede decât băieții. Băieții sunt puțin mai târzii. Iar cum stăm? Adică efectul ăsta negativ. Băieții, n-am putea să zicem că mai mult la fete sau mai mult la băieți. La fete mai mult la perioada de pubertate, odată cu dezvoltarea hormonală, cu ciclul menstrual, atunci se întâmplă niște modificări în structura lor și atunci încep un pic scheletul să sufere, să se mai
înceapă să se vadă anumite deviații de la normal la băieți, iarăși când cresc foarte mult în înălțime, că sunt unii care se înalță brusc și efectiv zic părinții că în ultimul an s-au înălțat foarte tare și l-am observat că stă într-o anumită poziție sau așa, dar n-am putea să spunem că există la fete predomină sau la băieți predomină. Avem din toate categoriile, nu există chiar. Bun, și ok, și dacă vin la specialist, ce tratamente sau ce trebuie făcut până la urmă? Păi acum depinde și în ce fază vin. Dacă vin diagnosticați și deja știu despre ce e vorba și deja vin de la specialist, vin deja cu radiografiile făcute, deja au pus diagnosticul de scolioză sau ce au ei sau picior plat sau cu ce vin, în afară de dispozitivele astea medicale care se poartă, vor trebui să le poarte permanent și cât mai mult posibil pentru corectare. Începem cu gimnastica medicală corectivă care se adaptează în funcție de problema fiecăruia și în funcție de radiografiile și cu ce vin. Și este o muncă destul de intensă, o perioadă destul de lungă de timp. Bineînțeles că ei sunt monitorizați și vor merge din nou la speciale și după 6 luni de zile de gimnastică vor merge din nou, iar se fac investigații, se compară cu ce au venit, cu ce filme, cum au venit și unde s-au ajuns și se merge până în momentul în care ajung la forma cea mai bună de corecție și, bineînțeles, dacă vârsta ne permite, că după 18 ani e cam greu de corectat, când se termină creșterea, dezvoltarea osoasă și să încheie dezvoltarea articulară, nu mai putem să corectăm decât să întreținem. Bun, și acum încă ceva, dacă deci nu se mai poate corecta, ajungi doar să întreții, înseamnă că acel adolescent va avea o viață complicată. Și dacă vorbim despre coloana vertebrală, dacă vine cu o scolioză, care mulți dintre ei nici nu știu că o au. Poate că nici nu-i vina lor, poate nici nu-i vina părinților. Sunt mulți care vin din vechiul regim, care știm și noi că pe vremurile așa nimeni nu dădea importanță la deficiențe fizice și erau foarte puțini care... Și mulți vin acum că fac hernii de disc, că până la urmă coloana, neavând o funcționalitate normală în raport cu mediul înconjurător și menținerea echilibrului, este defectuoasă. Până la urmă, odată cu trecerea timpului și cu scăderea densității osoase, apare și o deshidratare a discurilor vertebrale, intervertebrale, și atunci apare până la urmă o hernie de disc, două, alte probleme de coloană și vin de la vârste destul de tinere și de fragede cu hernii de disc, care bineînțeles că sunt foarte dureroase și dacă ajung într-o anumită fază destul de urâtă, ajung și la operații. Asta e foarte grav. Da. Uite, eu vreau să întreb apropo de, pentru că noi mergem mai departe, și în alte ediții am mai discutat acest segment, da, bun, kinetoterapeut, cam multe profesii au, adică viața a avut nevoie de aceste profesii, a avut nevoie de voi. Bun, oamenii în continuare sunt conștienți, adică bine, sunt. Merg la medic, vin cu recomandări, vin și altfel, adică se interese, domnule, ce e? Pentru dacă că... vin și altfel, da, se întâmplă să vină și altfel. Dar noi oricum îi trimitem la medicul specialist pentru diagnosticare, pentru ca să avem un punct de pornire. Că și omul altfel gândește, dacă vine cu un diagnostic și cu o radiografie sau cu un RMN sau cu ceva, altfel are încredere, da. Deci la mine dacă vine, eu pot să-i fac un examen funcțional și pot să, în funcție de simptomele pe care el le prezintă la cabinet și în funcție de ce îmi spune că simte și în funcție de anumite mișcări care eu îi le fac la mâini, la picioare, depinde ce îl doare, cum îl doare și ce simte, și după ce stăm și facem o anumită anamneză și testăm anumite reflexe și anumite lucruri, eu pot să-mi dau seama de anumite ce ar putea să fie, dar până când
nu-l diagnostichează specialistul, până atunci nu ne apucăm de treabă. Deci el se duce, zic, du-te la neurologie sau du-te la ortopedie, spune despre ce-i vorba, fă-ți o radiografie, fă-ți un RMN, să vină înapoi cu investigațiile, să ne uităm, să vedem, din punctul ăla putem să pornim altfel la drum și altă încredere au și ei noi și noi suntem mult mai siguri că e 100% ceea ce am crezut noi că se întâmplă. Și apropo de, da, bun, vin, simți încredere, adică omul vine cu încredere? Da, din ce în ce mai multă încredere. Mai, pentru că își dau seama da, că, da. Adică nu e, probabil la început era, mă, lasă, ca să, știi, se vrea trebuia mult. Dacă aș putea să zic, dacă aș face o comparație între începutul carierei și acum, aș putea să zic că lumea este din ce în ce mai deschisă la genul ăsta de tratamente și are și terapeuții sunt din ce în ce mai căutați și oamenii își dau seama că pot rezolva anumite probleme fără să ia medicamente și să apeleze la tot felul de antiinflamatorii, antialgice, să ia cu punga de medicamente și își dau seama că îi văd mult mai preocupați de sănătatea lor și mult mai interesați de a rezolva într-un alt mod decât, pentru că știu că trebuie rezolvată, dacă ne doare ceva, trebuie să vedem de unde vine durerea, trebuie să rezolvăm cauza, să căutăm cauza, de ce ne doare acolo. Degeaba luăm un medicament și pe moment, într-o jumătate de oră, sau ne dăm cu alifie și azi, mâine, poi mâine, da, nu da, ne mai doare, da, pentru că acea durere o să revină. Și atunci ei, mulți dintre ei, deja au trecut de etapele astea de durere, de tot au încercat cu antiinflamatorii și au văzut că nu trece și până la urmă, dacă sunt într-o fază bună, vin și încearcă masaj, gimnastică medicală, fizioterapie, își fac niște tratamente regulate, anual, bianual, depinde care ce cum simte și când are nevoie și văd că, într-adevăr, starea lor de sănătate este mai bună și au funcționalitate și o capacitate de muncă bună și nu le limitează forța, nu le limitează puterea, nu le limitează... Da, uite, eu apropo de asta, vreau să spun că trecând timpul și tot felul de activități, mai e ceva... Pentru că în pandemie, bun, n-am ieșit, sau mă rog, ei, copiii, adolescenți, revenirea la mișcare, adică înainte de sport și ceea ce părinții, cum am mai povestit noi, da. Scutiri peste scutiri de tot felul, nu știu da. Ce, pe lângă faptul că ai stat atâta perioadă în pandemie, n-ai făcut nimic, acum mergi în continuare cu scutiri cu ăla, cum poți să-ți ajuți copilul? Nu știu, mi se să pare absurd. Să că... Aici decât părintele poate să intervină în faza asta, pentru că copilul ajungând într-o anumită fază de tonus muscular și de efort fizic nu va vrea să facă. Exact. Mai intervine și componenta pudică și la fete și așa, apoi da. Că nu mai fac, că trebuie să mă dezbrac, da, da. Că trebuie să fac acolo, că nu pot, că râde ăla, că râde ăla alt. Și aici părintele are un rol foarte mare și profesorul de educație fizică la fel. Dacă este un profesor exigent, știe ce se ceară de la copii, nu ar trebui să treacă cu vederea foarte ușor peste anumite mofturi și peste anumite lucruri, pentru că foarte puține boli diagnosticate au interdicție la educație fizică. Aici. Mișcarea merge bine pentru toată lumea, dar neputând să facă, dacă el începe și alergă și nu poate să alerge decât, eu știu, o tură de teren sau o jumătate de tură de teren și scoate mult. Limba da. Și vede că în raport cu ceilalți și vine acasă și zice, mami, păi știi că eu nu mai vreau să fac educație fizică. Păi zice, păi nu mai vreau că mie nu-mi place educația fizică, că mi-e greu, că n-am chef, că proful bagă motive, că nu știu ce. Și până la urmă, părintele ce nu face pentru copilul lui? Absolut. Că despre asta e vorba. Aici, că practic părintele e la... Da, dar dacă noi ca și părinții zicem, lasă copile, du-te și aleargă acolo, că nu o să pățești nimica, că dacă asta nu alegi, mâine nu alergi, ce să se leagă de tine? Corect. Asta e un lucru foarte simplu. Deci,
Încercați să vă convingeți copiii, dacă e cazul. Da, mișcarea este esențială, mișcarea este viață. Mișcarea este oxigenare, mișcarea este îmbunătățirea activității cerebrale, a circulației sanguine, altfel gândim, altfel stăm cu psihicul dacă facem mișcare. Dacă nu facem mișcare, toate gândurile rele și toate porcările ne trec prin cap, ne comparăm cu unul, cu altul, intervine depresia și de acolo nici nu mai funcționăm normal din niciun punct de vedere. Bun, deci, din păcate, iată, timpul s-a scurs foarte rapid, pentru că, într-adevăr, e un subiect la zi. Da, am trecut cu toții prin pandemie și uite că rămân urme din acestea, în special apropo de copii, adolescenți, partea asta ne-am ocupat astăzi, Cosmina, tocmai pentru un semnal de alarmă, de a-l butona acolo, să înțeleagă cât mai multă lume cât de importantă e mișcarea și a descoperi cât mai rapid dacă există ceva semne, specialist, se merge și lucrurile vor reintra încet, încet în normal. Mulțumesc, Cosmina, pentru amabilitate. Doamnelor, domnilor, atât plus pentru Sănătate la Ardeal TV, efecte negative post-COVID, dezvoltarea motorie, copii, adolescenți și așa mai departe, bun, clar, inclusiv la noi. Ne referim și la maturi, să spunem, da, e valabil pentru toată lumea, mișcare, apropo de dacă dorim să fim și sănătoși. Da. Până la o nouă întâlnire, sunt Ghiță Zileru, plus pentru Sănătate la Ardeal TV. Vă doresc sănătate și înțelepciune. Numai bine!